Bună dimineața! Astăzi am chef să facem ceva foarte ușor. Pasteluța 6, 5, pardon. Vreau să zic că începem cu 6 ochiuri de lanț. Ne băgăm direct în pâine, cum se spune. Și facem 6 ochiuri de lanț. Unite, unim aici capetele cu un ochi alunecat. Următorul rând, foarte simplu. Facem 4 ochiuri de lanț. 3, 4. O să țină loc de picioruș dublu, adică cu două jeteuri, da? Și mai facem un picioruș dublu. După care vom face în felul următor: 3 ochiuri de lanț și un picot pe 5 ochiuri de lanț. Deci 3 ochiuri de lanț. Punem unghia și facem un picot de 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Închidem aici și facem 3 ochiuri de lanț. Și acum iarăși două piciorușe duble. Ups, încerc. Încerc, facem două piciorușe duble. Și iarăși 3 ochiuri de lanț și iară picotul de 5 ochiuri. Secvența asta trebuie repetată de, să ne uităm, exact de 6 ori. Deci ne trebuie câte 6 piciorușe duble și cu secvența de picot între ele. Se pare că suntem deja la ultimul rând. Facem 4 ochiuri de lanț chiar deasupra primului picior dublu, cum s-ar spune. În următorul facem picior mic. Și după aceea facem 3 ochiuri de lanț, un picot de 4 ochiuri de lanț, în picotul ăsta din rândul anterior vom face un picior dublu, adică cu două jeteuri. Iarăși un picot de 4. Patru ochiuri de lanț. Un picot de 5. Acum mergem pe partea cealaltă. Repetăm ce am făcut în partea dreaptă. 4 ochiuri de lanț. Un picot de 4. Un picioruș dublu în picotul din rândul anterior. Două ochiuri de lanț. Un picot de 4. Trei ochiuri de lanț și în sfârșit ne putem prinde de piciorușele duble din rândul anterior aici.
Și arată ceva de genul. Bineînțeles, o să arate mult mai bine după ce o să fie blocat materialul și apretat sau dat cu aracet, cu ce credeți voi de cuvință. Hai că mai repetăm o dată secvența asta. Și probabil undeva aici, în ultima secvență, voi face agățătoarea pe 20 sau 30 de ochiuri de lanț, nu știu. Bun, repetăm. Deci 4 ochiuri de lanț. Prindem aici în al doilea picioruș dublu cu un picior mic. Facem 3 ochiuri de lanț. Picot de 4. Urmat de 2 ochiuri de lanț. Și acum, în picotul din rândul anterior, facem picior dublu. Picot de 4. 4 ochiuri de lanț. Urmează un picot de 5. Și acum coborâm cu 4 ochiuri de lanț. Picotul de 4. Piciorul dublu. Care vine băgat în picotul din rândul anterior. Două ochiuri de lanț. Picotul de 4. Și trei ochiuri de lanț. Pe care îl prindem în primul picioruș dublu din rândul anterior. Continuăm. Am făcut și agățătoarea și de bun simț încheiem în primul picioruș dublu. Las un pic gheață pentru finisat. O să-l blocăm, o să-l întindem. Nu am destule degete ca să-l pot întinde să se vadă. Dar când o să avem miniatura, o să atașăm și la clip. Bun, ne vedem la steluța 6. 6, da, asta a fost 5, o să ne vedem la 6. Spor bun!